Vă invit să deschidem Bibliile, cei care le aveți și vă place să urmăriți citirea și le și citiți, la pagina 888, la Amos 4:12, pagina 888, Amos 4:12. Amos 4:12. De aceea îți voi face astfel, Israele. Și fiindcă îți voi face astfel, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău, Israele. Amin. Tată care ești în ceruri, suntem recunoscători că în bunătatea ta ai fost cu noi și ești cu noi și în aceste momente și de aceea putem sta în picioare în numele Domnului Iisus Hristos, putem citi cuvântul, putem asculta cuvântul și suntem plini de emoții și așteptăm cu nerăbdare să vedem ce vrei să ne spui la finele acestui an. În sensul acesta te rog, Tată, ia-mă în stăpânirea ta. Ia mintea mea și emoțiile mele și gura mea în mâna ta și fă-le instrumente prin care cuvântul tău să fie descoperit bisericii în această seară. Te rog, sensibilizează mințile noastre și aș dori să fim pe recepția cuvântului tău. Am dorit așa de mult să ne înveți în seara aceasta cum să ne pregătim pentru marea întâlnire cu tine. Amin. Luați locurile, vă rog. Sunt în viața noastră două lucruri în care foarte mulți dintre noi credem. Într-unul dintre ele, toată lumea crede. Adică știm cu toții că vom muri într-o zi. Nu e un secret, nu e o descoperire, nu e o revelație. Pentru copilașii, până ajung la vârsta, înțelege lucrurilor, nu sunt conștienți de asta. Dar în esență noi ne naștem și știm că murim. Pe măsură ce timpul trece prin noi și își lasă urmele și oglinda ne ajută să înțelegem asta și numai și analizele medicale, suntem tot necomiși că vine momentul când ne întâlnim cu moartea, care nu vine cu îmbrăcată în negru și cu o coasă. Nu. Suntem conștienți, suntem convinși. Al doilea lucru de care mulți dintre noi, nu cred că toți din sala aceasta, suntem conștienți este că ne vom întâlni cu Dumnezeu. Nu toată lumea e conștientă de asta. Și din păcate, unii dintre credincioși, chiar dacă afirmă acest lucru, nu-l cred. Pentru că așa cum ne-a spus Dumnezeu dimineață, faptul că afirmăm că iubim pe Iisus, că iubim pe Dumnezeu, nu neapărat înseamnă asta în viața noastră, ci felul în care ne raportăm la semenii noștri, în primul rând, la cei ce sunt în comunitatea în care ne închinăm, relațiile cu semenii noștri, confirmă sau infirmă afirmațiile noastre? De a zic, mulți dintre noi zicem, afirmăm, credem, pun în ghilimele, credem că ne vom întâlni cu Dumnezeu, însă viața noastră infirmă asemenea credință. Acum, câți dintre noi, chiar și cei mai în vârstă, cei de vârstă mea, de exemplu, sau mai în vârstă, sau pe lângă mine, câți dintre noi ne trăim fiecare zi din viață pregătindu-ne pentru ziua morții. Nu mă refer la câți dintre noi își cumpără sicriul și lasă acolo scris cu ce haine să-l îmbrace. Și dacă se lase capacul sau nu pe sicriu, nu la asta mă refer. Nu asta înseamnă să te pregătești pentru moarte. Deși unii, da, am auzit de oameni care aveau
sicriul pus în pod și l-au ales dinainte. Nu la astfel de pregătire pentru ziua morții. Mă gândesc când pun întrebarea, câți dintre noi ne pregătim realmente pentru ziua în care vom muri. Discutam cu Adriana zilele acestea, în timp ce încercam să înțeleg ce vrea Dumnezeu să-mi spună mie și apoi bisericii în seara asta, și vorbeam despre felul în care noi ar trebui să așteptăm întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos la a doua lui venire, la care zicea Adriana foarte bine și de acord cu ea, că de fapt întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos pentru mulți dintre noi nu înseamnă întâlnirea cu El pe nori de glorie, ci înseamnă momentul în care am murit. Așa e, în momentul în care murim. Următoarea imagine în mintea noastră este întâlnirea, nu în mintea noastră, în extensul nostru este întâlnirea cu Hristos. Așa că, într-un fel, ziua morții pentru mulți dintre noi se identifică cu ziua întâlnirii cu Dumnezeu. Și atunci, întrebarea mea este, oare câți dintre noi, în anul 2023, ne-am pregătit cu responsabilitate pentru ziua în care vom muri sau pentru ziua în care ne vom întâlni cu Dumnezeu. Când îi spui unui tânăr, auzi, te-ai pregătit pentru ziua când vei muri, o să-ți râdă nașul și o să zică, păi frate, moșul ăsta e dus cu pluta. De-aia nici nu punem întrebarea asta tinerilor, ci le punem altfel, să sune mai bine. Dar e cam același lucru, aproape același lucru. Dacă îi întrebi, auzi, tu te-ai pregătit pentru întâlnirea cu Dumnezeu? Și dați-mi voi o întrebare dură, una dură. Și înainte să vă pun întrebarea, o spun o întâmplare din viața lui Lăzăruchi, spunem noi, frate de corp al lui Sandel, care e aici. Lăzăruchi acum e în Spania. L-am vizitat înainte de Crăciun și în timp ce povesteam cu ei, mi-a spus o întâmplare pe care am auzit-o prima dată din gura fratelui său, că a fost martor. În urmă cu vreo 8 ani de zile s-a întâmplat. Deci lucrau undeva în Spania, într-un atelier mecanic, auto. Și în timp ce era pe un acoperiș Lăzăruc, a călcat pe un panou pe acoperiș și a căzut de la 13 metri, nu pe o pernă de aer, ci pe beton. Frate Casian, ce înălțime are sala asta? Deci, cât? Deci, 10 metri 20, mai pune 3 metri. Și să pici de la înălțimea asta, plus 3 metri, jos pe beton, nu pe parchet, ci pe pachete, pe beton. I-au ieșit oasele afară de la mâini, Sandel a fost martor acolo, chiar era să leșine. Și a zis, frate Nelu, mi-a spus el, Lăzăruc, frate Nelu, în momentul acela am simțit că mi-a ieșit Duhul din organism, din corp. Și zice, am auzit o voce clară care a zis, uită-te în partea dreaptă. Și când m-am uitat în dreapta, am văzut 4 persoane în alb. Nu le-am văzut fața. Și între ele un sicriu alb, 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 un alb perfect. Și în timp ce admiram imaginea aceasta, vocea mi-a zis, uită-te acum în stânga. Și mi-a fost frică. Mi-a fost groază să mă uit în stânga și forțat de vocea ce am uitat în stânga și am văzut 4 ființe negru, hidoase și lângă un sicriu în negru. Și vocea aceea mi-a spus așa, dacă mori în momentul acesta, unde te duci? Și a zis, l-am rămas îngrozit și ascultați ce a spus. Frate păstor, eu zice, n-am fost pocăit până atunci, da, a fost botezat aici. Zice, n-am fost pocăit. Și în momentul acela mi-am mărturisit toate păcatele. Și în acel moment sunt un alt om. În fine, s-a trezit în ambulanță, povestea a fost lungă, 10 operații. Am vrut să vă împărtășesc această întâmplare din viața lui Lăzăruc, pentru că vreau să pun accentul pe întrebarea pe care a pus-o acea voce. Dacă mori acum, unde te duci? Și asta e întrebarea dură pe care o să ți-o pun ție și mie. Dacă mori în următoarele secunde, unde te duci?
Unde te duci? Hai să pun altfel întrebarea. Dacă în următoarele secunde, dacă astăzi, înainte să bată gongul de ora 12, te întâlnești cu Dumnezeu, ce ți va spune Dumnezeu? Pentru că Domnul Iisus Hristos, într-una din pildele din Matei 25, care în vedere finalul istoriei, când va despărți acele lumi în două, așa cum despate un cioban oile de capre, va spune celor de la dreapta, veniți binecuvântați tatălui meu, de moșiți împărăția celor pe care v-am pregătit-o de la întemeierea lumii. Și cel de la stânga le-a spune, plecați blestemaților în focul cel veșnic pregătit diavolului și demonilor lui. Dar ce-ți va spune Dumnezeu? Dacă acum și ar asta mori. Ce îți va spune Dumnezeu? Sau unde te vei duce? Unde te vei duce? Plecând de la această întrebare, mă întorc în Amos, parcul 12, și recitesc textul, puneți, vă rog, textul. De aceea îți voi face astfel, Israele. Și țineți minte, Israel este poporul ales de Dumnezeu. De aceea îți voi face astfel, Israele. Și fiindcă, pentru că îți voi face astfel, îți dau un sfat. Pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeul tău. Și asta este mesajul Domnului pentru mine, pentru Atena, soția mea dragă, care aici, și pentru noi toți. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeu. Hai să răsui un pic cartea acestui profet Amos. Amos n-a fost un profet de profesie. N-a făcut nicio școală teologică. E la culegător de smochine, păstor, cioban, în regatul de sud. Și l-a chemat Dumnezeu și l-a trimis în regatul de nord să profețească lui Israel într-un context de prosperitate economică. Și așa cum întotdeauna se întâmplă în toate culturile și în toate țările, când este prosperitate economică materială, când ne merge bine economic, uităm de Dumnezeu. Și în contextul acesta, înainte să vorbească Dumnezeu în mod expres lui Israel, Dumnezeu se prezintă ca un Dumnezeu care conduce istoria, care controlează istoria, ca un suveran, ca un guvernator al istoriei. Și pomenește 7 orașe cetăți, pentru care are aceeași evidență. Să citim scurt. Hai, uităm în capitolul 1, cu versetul 3, împotriva Damascului, și numește 3-4 păcate, păcatele de vârf ale Damascului. Și versetul 4 spune așa, de aceea voi trimite foc în casa lui Hazael. Apoi împotriva Gazei, a Gazei, da? Știm ce e Gaza, de Gaza. Da, împotriva Gazei, iarăși numește 3-4 păcate de culme, din picina cărora, versetul 7, de aceea voi trimite foc în zidurile tale. Da? Împotriva Tirului, un oraș prosper, zonă prosperă, versetul 6, de aceea, iarăși numește 3-4 păcate, nu am timp să le citesc, de aceea voi trimite foc în zidurile tale. Mai departe, împotriva Edomului, versetul 12, de aceea voi trimite foc peste Teman și mai departe. Împotriva lui Amon, versetul 14, de aceea voi aprinde focul în zidurile Rabei. Națiuni păgâne, pe care Dumnezeu ca judecător le judecă, pentru că are dreptul, numește păcatele culminante care stârnesc mânia lui Dumnezeu și dreptatea lui acționează amenințându-le cu focul judecății lui. Apoi vine la Moab, capitolul 2, versetul 2, de aceea voi trimite foc în Moab, da? În acea țară. Și vine la Iuda. Se aproape acum de Israel. Versetul 5. De aceea voi trimite foc în Iuda. Dai să vedem ce păcate acuză Dumnezeu și care sârnesc de fapt judecatul lui. Hai să citim versetul 4. Așa vorbește Domnul. Pentru 3 nelegiuri ale lui Iuda, ba pentru 4, nu-mi schimb hotărârea
Care sunt aceste legiuri? Pentru că au nesocotit legea Domnului și n-au păzit poruncele lui și s-au lăsat duși în rătăcire de idolii cei mincinoși după care au umblat și părinții lor. De aceea, zice Dumnezeu, voi trimite foc în Iuda și voi mistui palatele Ierusalimului. Apoi vine împotriva lui Israel și cuvântul lui Amos este prin excelență împotriva lui Israel, dar înainte Dumnezeu se prezintă cu Dumnezeu al istoriei care cunoaște toate națiunile lumii. Și într-o zi toate aceste națiuni vor fi subiectul judecății lui Dumnezeu. Și pe măsură ce vorbește lui Israel, aș vrea să uităm la câteva lucruri în capitolul 4, înainte de provocarea de final, care va face subiectul mesajului mai extens, un pic mai încolo, câteva minute. Capitolul 4, Dumnezeu vorbește într-un context al prosperității economice materiale în Israel și la un moment dat spune Dumnezeu că intervine și compromite recolta lor, compromite agricultura lor. Și uitați de câte ori spune Dumnezeu, versetul 6, partea finală. Cu toate acestea, adică ai văzut că am intervenit, că am blocat prosperitatea ta, cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Versetul 8. Două, trei cetăți s-au dus la alta ca să bea apă, pentru că era secetă, da? Și tot nu și-au potolit setea. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Versetul 9, a treia oară. V-am lovit cu rugină în grâu, cu tăciune. Grădinile voastre, cele multe, viile, smochinii și măslinii voștri, i-au mâncat deseori lăcustele. Cu toate acestea, ați văzut că ceva anormal se întâmplă. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, da? A treia oară. Versetul 10. Am trimis în voi ce mai așa mai departe. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Versetul 11. A cincea oară. V-am nimicit ca pe Sodoma și Gomora, pe care le-a nimicit Dumnezeu cu foc. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Că Dumnezeu în cinci ocazii intervine supranatural împotriva lui Israel, se atrag atenția că trăiesc în păcat, că mânia lui Dumnezeu este gata să se declanșeze, că judecata lui este gata să se manifeste față de poporul ales. Și zice Dumnezeu, cu toate acestea, nu v-ați întors la mine, zice Domnul. În contextul acesta, mai adăugăm un detaliu. Haideți să ne uităm în capitolul 1, în versetul 1, care așează istoric și contextual profeția lui Amos. Cuvintele lui Amos, unul din păstorii din Tecoa, cioban, da, sensul ăsta, cioban, vedenile pe care le-a avut el despre Israel pe vremea lui Ozia, împăratul lui Iuda, și pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel, atenție acum, cu 2 ani înaintea Domnului de Pământ. Dumnezeu știa ce o să facă în zona aceea a lumii. Dumnezeu știa că își va manifesta judecata și printr-un cutremur de pământ. Și după ce în cele 5 intervenții pomenite în capitolul 4, poporul lui Dumnezeu nu se întoarce la el, Domnul vine cu încă o sugestie, cu un sfat. Ceea ce e uimitor și șocant. De aceea, versetul 12, îți voi face astfel, Israele, și pentru că îți voi face astfel, extraordinar, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Dacă mă uit în 2023 la ce s-a întâmplat în lume, am avut cu războiul din vecini, că doar suntem vecini cu Ucraina, frate și sorori. Ucraina e aici, aproape, sunt vecinii noștri. Ne-am învățat că aproape de 2 ani sunt în război. Ne-am învățat. S-a stârnit un alt focar periculos, un alt mijlociu. Fă și a Gaza. Asta în 2023, 7 octombrie, recent. Dacă ne uităm și măturăm un pic cu memoria noastră anul 2023, ne putem gândi la lucruri frumoase și la lucruri urâte. Lucruri care ne-au încântat și lucruri care ne-au speriat.
Ce constați când te uiți în această file de istorie pe care o întâlnim în profeția lui Amos este că atunci când oamenii, datorită prosperității materiale, se îndepărtează de Dumnezeu și Dumnezeu intervine cu judecata lui, oamenii aceștia nu sunt sensibili. Haideți un pic cu mine în cartea Apocalipsa și mărturisesc ori de câte ori ajung în aceste capitole de Apocalipsa, rămân pe gânduri și uimit de ceea ce se întâmplă. Și măcar că noi credincioși citim mereu și mereu în aceste locuri din Biblie, uneori rămânem neafectați de ceea ce citim. Haideți cu mine în capitolul 9. Deși o treime din populație este ucisă de mânia lui Dumnezeu, uitați ce se întâmplă cu cei ce rămân. Versetul 20, Pista 9 cu 20. Celalți oameni care n-au fost uciși de aceste urgii, nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor, ca să nu se închine dracilor și idolilor lor de aur, de argint, de aramă, de piatră și de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. Și nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoarele lor, nici de curvia lor, nici de fruceagurile lor. Adică o treime din populația globului este executată de mâna lui Dumnezeu. Și celelalte două treime, nicio problemă. Îl văd mai departe de viața lor. Și nu-i singurul loc din Apocalipsa care șochează prin nepocăință. Hai, uite, capitolul 16, da? Versetul 8, când al patrulea înger a vărsat potirul lui peste soare și soarelui s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui, da, încălzirea globală, apropo, oamenii au fost dogoriți de o arșiță mare. Consecința? Și-au hulit, au blasfemiat numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii și nu s-au pocăit ca să-i dea slavă. Al cincelea înger, versetul 10, a vărsat potirul lui peste scaunul de domnie al fiarei și împărăția fiarei a fost acoperită de întuneric. Oamenii își mușcau limbile de durere, consecințe, uitați-vă, și-au hulit, au blasfemiat pe Dumnezeul cerului, din pricina durerilor lor și din pricina rănilor lor rele și nu s-au pocăit de faptele lor. Ce înțeleg prin asta? Că la un moment dat, când mintea omului și inima omului este împietrită la mesajul Evangheliei, Dumnezeu își poate exercita orice judecată, orice pedeapsă. Inima aceea rămâne rece ca gheața și în loc să se pocăiască, persoana aceea sau oamenii aceia îl urăsc mai mult pe Dumnezeu. Este oameni care spun, domnule, pe măsură ce se apropie momentul morții, pe măsură ce simt și eu că viața se scurge, o să mă întorc la Dumnezeu. Nicio șansă. Zic unii, știam zilele acestea, și nu e o noutate, că de-aia Dumnezeu nu ne lasă să știm nici când revine Hristos pe nori de glorie, nici când murim, pentru că ar putea fi unii dintre noi care simțind că mi-au o lună de trei să zică, no, gata, nevastă, îmi pun viața în deală, că trebuie să mor. Sau dacă vine Domnul peste o lună de zile, gata, nevastă, gata cu prostiile și cu păcatele, acum ne pocăim. Nici o șansă. Nu cred în povestea asta. Pentru că am citit argumente din Biblie, nu doar pe viața lui Israel în timpul lui Amos și aceste imagini, Apocalipsa, care confirmă că dacă oamenii când se confruntă cu Evanghelia, nu acceptă mesajul iubirii lui Dumnezeu, revărsarea mâniei lui Dumnezeu, revărsarea judecăților lui, concretizate în astfel de plăgi, de manifestări, de cataclisme sau catastrofe, nu va sensibiliza inima omului la Evanghelie. De-aia spune Amos, pentru că îți veți face astfel, Israele, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Va, frați și surori, mai mult decât ceea ce spune aici Dumnezeu prin Amos, Pavel vine și ne arată că bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Te uiți în 2023, care s-a scurs deja pe nesimțite. Uite-te și încearcă să identifici felul în care Dumnezeu a intervenit în viața ta. A ta,
ta noua familie, a ta. Dumnezeu ne tratează ca persoane, ca indivizi. Nu ne ia ca și grup, ci indivizi. Așa cum ne-am născut. Noi ne-am născut în grup, ci pe rând. Și așa ne tratează Dumnezeu. Hai ne uităm în 2023 cum s-a purtat Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Nu cred că cineva din sală poate spune că Dumnezeu a fost rău 2023. Nu cred. Că a fost bun, da. Și dovada bunătății Dumnezeu este tocmai prezența noastră aici. Dovada bunătății Lui față de mine și de noi toți e tocmai provocarea ce ne face să ne pregătim, să ne întâlnim cu El. E o chestiune de timp. Se pune problema dacă ne vom întâlni unii și alții nu. Cine îl va întâlni și cine nu? Nu. Toți. Toți. E o chestiune de timp. Nu știm când. Și asta nici măcar nu e important. Ce este important? Cum ne va prinde momentul acela? Sau dacă suntem sau nu pregătiți pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Nu-i așa? Toți ne-am pregătit în 2023 pentru Temirce. Eu pentru conferințe multe m-am pregătit. Pentru întâlniri cu prieteni, pentru întâlniri cu biserica, pentru fiecare mesaj, pentru fiecare întâlnire cu biserica, întâlnire cu echipa pastorală și de conducere. Ne-am pregătit pentru anumite evenimente speciale. Am fost la nunți, am fost la botezuri, ne-am pregătit. În fiecare zi ne pregătim pachetul de mâncare. În fiecare zi ne aranjăm, ne pregătim coafiura, hainele, mergem la serviciu. În fiecare zi ne pregătim pentru atâtea lucruri. Întrebarea de fapt este, în 2023 ne-am pregătit pentru întâlnirea cu Dumnezeu? Hai să fiu mai concret. Ce am făcut în 2023 ca să ne întâlnim cu Dumnezeu? În mod concret, cum ne-am pregătit? Ca să ajung la întrebarea pe care orice om sincer ar pune în seara asta, provocat fiind să se pregătească Dumnezeu. Care ar fi întrebarea? Când auzi pe Domnul zicând, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeu, care ar fi întrebarea ta? Cum? Doamne, cum să fac? Vreau de acum! Până acum n-am știut, așa e logică întrebarea. Și e normal să o puneți. Mi-a pus și eu, Doamne, cum să mă pregătesc în fiecare zi cum am fost încurajați de Marin? Nu cum să mă pregătesc în 2024 pentru întâlnirea cu Dumnezeu, ci cum să mă pregătesc nu mâine, azi, ce pot să fac? Că dacă nu prin ziua de mâine, vorba cuiva, cea mai periculoasă zi din viața noastră e ziua de mâine. Ne bazăm că mâine o să rezolvăm noi, lasă nevastă pe mâine, omule repară ușa, mâine nevastă, repară chiuveta că nu se duce, mâine nevastă, auzi, repară mașina mâine, repară mătura mâine. Că zici mâine, uite nevastă, așa? Sau nu mi-a pus eu de mâine. Ei, logică, întrebarea logică. Bine, Nelule, cum, în mod concret, să mă pregătesc pentru întâlnirea cu Dumnezeu? Hai să mă uit în Amos, în capitolul 5, versetul 4. Nu vreau să vă speriați de unul din versete, versetul 4. Căci așa vorbește Domnul, casa lui Israel, către casa lui Israel. Căutați-mă. Ce? Veți trăi. Cum mă pregătesc să-L întâlnesc pe Dumnezeu? În primul rând să-L caut.
Atâtea căutăm în viață, atâtea lucruri. Căutăm haine, căutăm mașini, căutăm noi locații, noi joburi, căutăm noi școli, căutăm. Nu e rău, bine, căutați mai departe. Dar în primul rând să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea. Căutați-mă! Și veți trăi. Cum să mă pregătesc să-L întrebi pe Dumnezeu, să-L caut în fiecare zi pe care mi-o dă Dumnezeu în 2024. Spuneam să nu vă speriați de versetul 5. Nu căutați Betelul. Nu vă duceți la Gilgal. Nu treceți la Berșeba. Adică, în primul rând, ce înseamnă să caut pe Dumnezeu? Domnul spunea, samaritenii, cei care pus o întrebare logică, Doamne, unde trebuie să se închine oamenii? În Ierusalim, că e templu? Că așa ziceți voi, iudei, sau pe muntele Gerizim, femeie? Crede-mă, ca să fie ceasul când închinătorii autentici se vor închina Tatălui, nu știu în adevăr. Uitați-vă în versetul 6. Căutați pe Domnul și veți trăi. Sunt importante locațiile. Au rolul lor. Dar degeaba caut o locație. Bă, la biserica aia, la biserica aia. Deu nu-L caut pe Dumnezeu. Ați înțeles ideea, da? Dumnezeu vrea să-L căutăm pe El. Nu o formă de închinare, nu un grup de închinare, nu o liturghie anume mai importantă, mai frumoasă, mai atractivă decât alta. Nu astea sunt importante. Dați-vă, apropo de liturghii, să citesc tot din Amos, capitolul 6, cu 5. Uitați cum descrie Duhul Dumnezeu întâlnirile din vremea aceea, unele. Și să vedeți dacă seamănă cu ale noastre astăzi. Aiurează sunetul alăutei. Se crede discursiți ca David în instrumentele lor de muzică. Seamănă cu ce se întâmplă uneori în bisericea noastră. Seamănă? De-a spus Domnul, pregătește-te să te întâlnești cu mine. Cum, Doamne? Păi să mă cauți, să-ți fie dor de mine, să-ți tresalte inima, să tresari când auzi de mine. Dar unde să te caut? O să caută-mă pe mine. În duc și în adevăr, caută-mă pe mine. În primul rând, nu de ița ta. Vreau să povestim mai mult în 2024. Am plăcut mult povestea unui păstor care a avut un vis care l-a șocat și a schimbat viața definitiv. El a acuzat pe oamenii din biserică că nu vin la întâlniri, că superficiali. Și într-o noapte are un vis în care Domnul îi spune, te-ai trezit dimineața. Ai fost obosit, e adevărat că ai fost duminică la două programe. Am lăsat tot de vorbă cu tine, dar te-ai grăbit, te-ai băbit și ai plecat în oraș. Spuneam că vii din oraș și îți faci timp să povestesc că te așteptam. Mi-era dor să discut cu tine. Te întâlni cu prietene, stai la o cafea, te-ai un om de afaceri la birou, ai zis că îl consiliezi, da, mai mult ai stat cu el că ți-i prieten și are bani. Am crezut că după masă vii acasă și mi-era așa de dor de tine că n-ai avut timp să vorbești cu mine, că ai zis că duminică ai vorbit destul cu mine, dar am vrut lung să discut cu tine și după masă vii, te-ai picat rup de obosit. Am zis că după ce te odihnești, te trezești frumos să vorbi cu mine. Oh, nu, că a venit soția ta și asta cu ea la o poveste. Și... Păi de-am acum, în sfârșit, seara nu se poate să te culci fără să vorbești cu mine. Și ai căzut rupt pe pernă. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeu. Cum să o fac? Căutați-mă și veți trăi. Vorbiți cu mine. Vorbiți, povestiți cu mine. Luați-vă timp. Stau, aștept. În orice moment din zi, vorbiți cu mine. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa. Imaginați-vă pe Hristos stând la ușa inimii noastre 24 de ore într-o zi. Așteaptă să-i acordăm un pic de timp. Să punem deoparte activități și lăsăm telefonul deoparte. Să închidem laptopul. Să povestim cu el.
în rugăciune. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeu tău, dar cum să mă pregătesc? Vorbești cu Dumnezeu și după aia caută-L în Scripturi. Caută-L. Caută-L. Uite-te în 2023, dacă mai îți amintești, dacă ai fi să adun tot timpul pe care l-ai petrecut cu Dumnezeu în teritoriul sacru al revelării de sine în Biblie, cât timp l-ai căutat pe Dumnezeu? În comparație cu alte lucruri. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeu. Cum? Caută-L în rugăciune, în Scriptura. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeu. Cum? Caută-L împreună cu cei ce-L caută. Caută-L în comunitatea duhovnicească din care faci parte, de care te-ai legat și în care împreună îl căutați pe Dumnezeu. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Aici o să vin cu un sfat care s-ar putea să nu fie agreat de toți. Da, sunt obligat de Duhul Scripturii. Trăim într-un context foarte delicat în finalul ăsta de istorie. Și când ne mai întâlnim la anumite, scopuri, cei ce slujim ca păstori, împărtășim anumite lucruri care se întâmplă în comunitățile noastre și ne interesează, se constată un fenomen, frați și surori. Și au dejunul, de exemplu, că suntem la noi acasă. Sunt biserici bune în orașul nostru, de aceea și colaborăm cu ele și în săptămâna din 8-13 o să avem cu noi 4 biserici de care ne bucurăm. Însă ce se întâmplă în contextul acesta? Are o biserică locală un eveniment. Hai să iau seara de colinde, de exemplu. Dacă nu ești legat de familia locală, zici, unde e pregătirea mai bună pentru seara de colinde? Unde sunt resurse umane mai bune? Unde e locația mai bună? Acolo mă duc. Dumnezeu, când a gândit mântuirea noastră, a gândit-o în contextul unei comunități locale, în care are un plan prin care se revelează acele comunități locale, în care oamenii sunt legați prin slujire, nu unii altora, ci Domnului și apoi unii altora, cum am zis dimineață. Și atunci dacă biserica noastră nu are resurse, apoi la noi, noi cine? Apoi mă duc acolo și nu vreau să opresc pe nimeni să meargă unde crede că e mai bine pentru el. Dar o asemenea atitudine pe termen lung este extrem de păguboasă pentru un membru dintr-o biserică. Este ca și cum, de exemplu, vin sărbătorile și face soția ta de mâncare și simți mirosul de la vecina. Dar ce friptură vine de la vecina. Simți mirosul de la vecinul de dincolo. Dar ce-o fi făcut asta de mâncare? Ar unde e mai bună mâncare? Nu e așa? Te bucuri de bucata de pâine, de hrana pe care Dumnezeu ți-o oferă ție ca familie, de copiii pe care Dumnezeu ți-i dă. Te bucuri de ei așa cum sunt ei. Ești cei mai buni pentru tine, cei mai gumini, cei mai grozavi. De ce spune Apostolul Evrei? Zice, nu părăsiți adunarea noastră cum au unii obiceiuri. Și în aceea erau niște motivații care determinau acest pelerinaj dintr-o biserică în alta. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeu. Cum să o fac? Căutați-mă și veți trăi. Unde să-L caut? Înodăință în rugăciune, să vorbesc cu El, să vorbesc cu El și înodăință să crească dragostea mea pentru Dumnezeu și așteptarea întâlnirii cu Hristos pe noapte glorie. Cum să mă pregătesc? Să-L întâlnesc pe paginile Scripturilor și citind zilnic, mai puțin sau mai mult, un verset sau mai mult, un capitol sau mai multe.
să-L descoper pe Dumnezeu în paginile Scripturii și să mă îndrăgosteze de, să mă îndrăgosteze de El. Cum să mă pregătesc? Să stau în comunitatea locală a Duhului Sfânt în care, prin frați și surori, această dragoste de El se concretizează în carne și sânge. Îi văd pe frații și sorele mele în Hristos. M-am lipit de El. Avem scopuri comune în Hristos. Frângem pâinea împreună, ne închinăm împreună, ne purtăm poverile împreună unei altora, ne pregătim, ne asistăm unii pe alții, ne încurajăm, ne pregătim unii pe alții în vederea întâlnirii cu Dumnezeu. Cum mă pregătesc să mă întâlnesc cu Dumnezeu? Când dragostea de Dumnezeu mă copleșește, nu pot să nu spun și altora despre asta. Mă pregătesc să mă întâlnesc cu Dumnezeu înțelegându-mă mandatul. Vorbesc și altora despre dragostea de Dumnezeu și despre așteptarea care îmi modelează caracterul. Și zic, Doamne, fă din mine și din Biserica Betel astfel de oameni care să nu rateze nici o zi din 2024 în care să nu se pregătească pentru întâlnirea cu Tine. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeu. Și când va veni momentul acela? Nu o să-ți fie mare surpriză când o să auzi când, bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Sau vino, binecuvântatul Tatălui, demonstrește împărăția pe care s-a împrăit-o la temerea lumii. O astfel de biserică ne dorim în zilele ce urmează. O biserică de căutători de Dumnezeu, care să fie atât de pasionați încât să contamineze și pe alții. Și îmi doresc ca în ziua aceea, când Hristos Domnul va aduna pe nor de glorie toți sfinții din istorie, Biserica Betel să aibă o prezență masivă acolo. Amin? Doamne, ajută-ne în această.